Mișcarea adventistă tradițională, sau cei care aderă la învățătura tradițională, spun: Hristos a avut o natură umană, care nu doar că a fost slăbită în sensul fizic, nu doar că a înfometat și a fost obosit, sau limitat din cauza că a trăit într-o lume păcătoasă, dar Hristos în natura sa a avut el o înclinație păcătoasă. Ar spune ei, natura lui Hristos este în esență ca și a lui Adam după cădere. După cădere, da? Ce înseamnă asta? Lăsând la o parte cumva păcatele lui Adam într-un anumit punct în timp, esența lui Adam, dacă ne gândim cum era Adam, pe Adam era deja căzut. Și tot ceea ce era în Adam era corupt și avea după cădere înclinația spre păcat. Dacă înainte era nevoie de o împingere exterioară, de Satan să vină și să zică: hei, n-ai vrea tu să fii ca și Dumnezeu? N-ai vrea tu ca să nu asculți de Dumnezeu? Era nevoie de o împingere exterioară. De ce? Pentru că în Adam, înainte de cădere, nu era o înclinație păcătoasă. Da? După cădere, și Adam și Eva moștenesc sau spedepsiți cu această înclinație păcătoasă. Acum, acea înclinație exterioară care venea de la Satan se află în ei, cum se află și în noi. Da? Noi nu trebuie să ne convingă foarte tare Satana să păcătuim. Noi vrem să păcătuim. Da? Vedem o oportunitate de a păcătui și inclinația noastră naturală este să păcătuim. De aceea Biblia spune că mai întâi vine ceea ce este firesc la fiecare dintre noi. Și adventismul tradițional argumenta împotriva încercării la această reformă: Domnul Iisus Hristos este reprezentantul nostru și prin faptul că a moștenit această inclinație păcătoasă. Nu înseamnă că a păcătuit, zic ei, ci el este exemplul nostru cum un om care totuși are natura păcătoasă poate să trăiască fără păcat. De ce? Pe legalismul îți dictează că trebuie să poți să faci asta, da? Că trebuie să poți împlini legea chiar dacă ești păcătos. Nu? Ați auzit foarte mult aruncate perlele acestea: Dumnezeu nu ți-ar cere ceva ce tu nu poți face. În schimb, Biblia ne spune că legea e exact asta. Biblia ne spune că omul firesc nu se poate supune legii lui Dumnezeu, nu o poate împlini. Da? Adventismul tradițional, pe ramura arminiană, ramura pelagiană, merge pe varianta cealaltă. Până acolo merge aberația încât trebuie să-L facă pe Hristos în natură păcătoasă ca să aibă un exemplu a unui om care a împlinit toată legea, deși a avut natura păcătoasă. Și să zică: Ciprian, El a putut și tu trebuie să poți. Da? Nu vine cu Dumnezeu dacă eu n-am cum, că eu sunt doar un om și eu mă bazez pe jertfa Domnului Iisus Hristos să-mi spele toate păcatele și chiar faptele mele bune sunt ca niște zdrențe. Nu. Și El a avut inclinații păcătoase. Și totuși, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin toate astea, Domnul Iisus Hristos este exemplul nostru de urmat și noi putem fi la fel. Da? Ceea ce este o aberație până la urmă, dacă citești, de exemplu, doar Roman, unde Pavel spune: ceea ce nu vreau să fac, fac, da? Și ceea ce vreau să fac, nu pot să fac.